Zilele de 1 și 2 iunie, care sunt zile de joi și vineri, vor fi declarate libere. Decizia aparține guvernului și este aplicată în contextul desfășurării summitului Comunității Politice Europene. Astfel, potrivit hotărârii Parlamentului, ziua de 1 iunie este zi de sărbătoare nelucrătoare. Totodată, în scopul utilizării optime de către salariația zilei declarate libere și zilelor de repaus săptămânal, ziua de 2 iunie se declară zi liberă cu recuperarea prin extinderea timpului zilnic de muncă pe parcursul lunii iunie. Evidența zilei sau sau a orilor necesare spre recuperare, se va ține de către angajator individual, pe fiecare salariat, inclusiv pe salariații care pe perioada imediat următoare vor avea raporturile de muncă suspendate până la recuperare de plină a zilei libere. La a doua ediție a summitului Comunității Politice Europene vor participa 50 de șefi de state și guverne, dar și oficiali ai Uniunii Europene. Prima ediție a avut loc la Praga, în Cehia și este o inițiativă a președintelui francez Emmanuel Macron. Comunitatea Politică Europeană este o platformă de discuții și cooperare între țările de pe continentul european. Potrivit autorităților, acest eveniment este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova.